este vorba despre o supă dulce de conopidă cu găluște. Nu e ceva așa de important, fiecare am făcut supă cu găluște. Dar ce este important de data aceasta este faptul că găluștele din această supă nu sunt cu ou, adică nu conțin ou. Și mie mi s-a părut foarte important și ne-am gândit că va fi benefic pentru data aceasta. Sunt persoane care sunt în post, care sunt la o dietă, care nu consumă ouă. Și vreau să vă prezint această rețetă. Ceea ce avem de făcut pentru început e foarte simplu. Fiecare își pune zarzavaturile ce dorește la fiert. Noi am pus, spre exemplu, pătrunjel, rădăcină, păstârnac, țelină, morcov. Am pus și câțiva cartofi, am pus și conopidă. Dar cel mai important este cum am pregătit gălușcuțele. Am pus apă la fiert și am condimentat-o cu vegeta, fiecare cât dorește, de sărată, de gustoasă. Apoi am colorat cu curcuma. V-am mai explicat, curcuma se folosește atunci când vrem să înlocuim oul. La fel, dar foarte, foarte puțin, că putem să ne păcălim, se îngălbenește foarte repede. Se dea o culoare așa cam cum vrem noi, potrivită de galbenă. Am pus cam o lingură de fulgi de drojdie de bere. Când a început să fiarbă apa, am pus grisul în ploaie. Am făcut cum facem un gris cu lapte, doar că de data aceasta a fost în apă. Așa mai subțirel, nu chiar foarte subțirel. L-am lăsat cam 5-10 minute puțin să se întărească și apoi cu lingura am luat în formă de găluște și am pus pe un platou uns cu puțin ulei și am lăsat așa până s-au răcit. Între timp am scos zarzavaturile, dacă vreți. Noi am lăsat, o să vedeți și conopida și cartoful și morcovul. Fiecare aici acum dorește, după plăcerea fiecăruia. Și am condimentat din nou, am pus vegeta sau ce mai vrem. Am pus găluștele și puțin ulei și poftă bună imediat. Apoi, a doua rețetă este un pateu din semințe. Aici avem nevoie de migdale, semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui. Avem din nou aici, întâlnim brânza tofu care am mai pregătit-o, dar de data aceasta este afumată, o cutie. Ce înseamnă o cutie? E brânza aceea tofu de la Inedit, cam 300 de grame, are o cutie. Și am mai pus acolo lămâie, ceapă, usturoi. Aici lămâie, fiecare după gust sucul de la lămâie, cât vrea, o lingură de suc, două, ceapă, din nou, fiecare cât dorește, o ceapă, dar cred că e poate mult, 2-3 căței de usturoi, s-a făcut o greșeală, 3-4 linguri de măsline, dar 3-4 linguri ulei de măsline, avem nevoie, și semințe de susan, puțin pătrunjel verde, sare după gust, dar trebuie să fim atenți că brânza tofu e puțin sărată, poate nu mai e nevoie, nu neapărat. Se pun toate ingredientele în robot împreună cu o jumătate de cană de apă. Avem aici 1/2, o jumătate de cană. Mixăm la viteza mare, iar în acest timp punem apă câte puțin, dacă e nevoie, să putem să preparăm această pastă. Și să iasă o pastă destul de consistentă, să putem să o punem pe pâine. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm în spate să gustați și poftă bună vă dorim!